Depozitarea deșeurilor din construcții, a celor stradale, ori a celor provenite din toaletarea copacilor și zonelor verzi sau din alte surse, nu se poate face la deponeul ecologic de la Bârcea Mare. Pentru deponeu sunt reguli stricte, iar cei de la ADI Deșeuri, care gestionează activitatea din acest domeniu în județ, susțin că rezolvarea acestei probleme rămâne în continuare în sarcina primăriilor. Pentru asta era soluția la îndemâna OAT-urilor. Acest sistem de management, când a venit și a fost implementat și a fost cunoscut și a fost aprobat de toată lumea și a fost semnat de toată lumea, a spus clar, se colectează pe 4 fracții. Restul nu intră în sistemul de management. Înainte, în gropile vechi, aruncai totul acolo. Exact, că era de mără și în construcții, că erau din mobilă, că erau din periculoase, mergeau toate acolo. Odată ce acelea s-au închis, centrul de management are altă calitate, are alt tip de deșeuri, sunt pe coduri foarte clare, care sunt aprobate prin autorizația de funcționare, nu poți să vii să depui altceva în CMD. Construcțiile, demorările și din construcții, cele electrice, cele periculoase, cele de mobilă, voluminoasele, nu se pot depune în CMD, nu pot intra pe poarta CMD-ului. Și atunci, soluția este ca în continuare primările să-și rezolve ca și până acum. Invitat recent în emisiunea La Subiect la 1 TV, directorul ADI Deșeuri Hunedoara a declarat că există un proiect mai vechi pentru rezolvarea la nivel județean a problemei depozitării molozului, a deșeurilor lemnoase și a altora, însă este nevoie de finanțare. Există un proiect inițiat în cadrul ADI-ului, în urmă cu foarte mulți ani, prin care se dorea construirea unor platforme integrate și de monitorizare și de control a acestor deșeuri și de colectarea lor. Din păcate, proiectul a stagnat. El prevede niște investiții, pentru că e vorba să construiești undeva 9, 10, 12 platforme mari în cadrul ATE-urilor care pot pune la dispoziție aceste platforme. Ele trebuie mobilate, pentru că o trebuie să le mobilezi cu niște concasoare, pentru că deșeurile din demolări și construcții trebuie să le extragi fierul, să mărunțești molozul, care poate fi refolosit la infrastructură, fierul poate fi și el repus în circulație, dar acolo ar trebui să, pe platforma aia, să-i găsești un loc și deșeului din toaletarea pomilor, din parcuri, de pe străzi, stradalul, și acela poate și el valorificat, brichetare și alte măsuri. Pentru asta trebuie atrase fonduri. Dan Stoian a identificat sursa de finanțare, una consistentă, și crede că fondurile ar putea fi atrase de Consiliul Județean Hunedoara în perioada următoare. Consiliul Județean are proiectul pe masă de ceva vreme. Eu am discutat cu președintele Consiliului Județean, cu managementul de acolo, să încercăm în perioada următoare, pe planul nou de gestionare a deșeurilor și pe următorul program de infrastructură majoră, pe următorul POIM, să atragem niște fonduri, e vorba de multe milioane de euro, să pot să amenajez aceste platforme și atunci să integrez sistemului și aceste deșeuri. Sigur că ele în continuare nu vor avea finalitate în SMID. În nou plan județean de gestionare la nivelul planului național care se rescrie, avem sunt prevăzute pentru Consiliul Județean sume foarte mari de bani, ordinul zecilor de milioane de euro, care ar trebui să fie folosiți în investirea în continuare în sistem, în upgradarea lui, în dotări suplimentare, poate, de ce nu, un incinerator, alte variante de economisire a spațiului și a depozitelor, în așa fel când depozitul să ajungă cât mai puțin. În deponeul ecologic de la Bârcea Mare pot fi depuse doar 4 fracții de deșeuri. Este vorba de cele provenite din gunoiul menajer, sticlă și metal, hârtie și carton și din produse biodegradabile.